Salutare oameni buni și bine v-am găsit și la un episod din Forza. A băgat patch-ul cel nou, a băgat și în sfârșit mașini așa și așa noi. Și hai să trecem un pic prin ele. Deci avem series, nu se mai știe numărul. Nu l-am mai arătat. E la IPS, mi se pare. Se numește Road Trip. Avem un McLaren 765 LT și avem un Audi RS e-tron. Care sună drăguț, dar n-am așteptări mari, pentru că l-am jucat prin alte jocuri și nu m-a dat pe spate. Observați bug-ul, da? Am resetat jocul, am curățat cheie și mi-a făcut optimizarea din nou. Aceeași problemă, nu-mi încarcă pozele. După 6-7 update-uri de-astea majore, în continuare au bug-uri de-astea penibile. În condiția în care vrea să fie joc de racing AAA. Nu știu cum a trecut chestia asta de testare. În fine, trecem mai departe. La Forza Shop aveți un Koenigsegg CC GT 2008 și un Ferrari F12 TDF. Vă recomand mașinuța asta, chiar e șmecheră pentru sprint și circuit. Are un potențial foarte bun și sună foarte bine turbo-ul. M-am apucat să farmez niște puncte ca să văd mașina asta, Bentley Turbo. Am crezut că e un Bentley Turbo, nevăzut poza, am văzut niște poze pe site. Dar nu scria ce mașină e și nu m-am prins. Cam derulat așa rapid și am crezut că e o mașină nouă. E un Bentley Turbo Air din 1900 ceva. 1900 vechi, rău, vechi, rău. Are 3 trepte mașina, e o limuzină, în fine. Trecem mai departe. Aici mai am format câteva curse. Și ce ne interesează, aici avem Audi e-tron și aici avem noul Audi RS 7 2021. O să fac o cursă cu amândouă, dar înainte să fac o cursă cu amândouă, am băgat două body kit-uri noi. Să vi le și pe astea. Hai să treci rapid la câștigați Audi RS 7 2021. Aici aveți un Link & Co 2003, cred, plus ceva, cred că e o electrică dacă am văzut bine în poze. Dar arată ca un SUV și Nissan Sentra neinteresant. Au băgat body kit la două mașini. O mașină nu poți obține decât din wheel spin, din evenimente sau încă ceva. Și asta e ce pot să vă arăt acum, este acest Golf. Deci este un Hyundai i30 parcă și acest Golf care are body kit acum. Stai să mă opresc undeva să vă arăt cu camera, mergem rapid pe autostradă. Motorul este stock, singurul engine swap disponibil este motorul ăla de raliu care sună foarte greșit pe acest Golf și am zis să nu-l pun. Mamă, ce frum nebun avem. Cred că asta e cea mai bună mașinuță de hot hatch disponibilă, să zic așa. Dacă forțezi aero-ul la maxim. Avem două mesaje în noi. Avem news, neinteresant. Și avem gifts, două super uite. Hai, poate ne pică mașina. Hyundai i30 are un body kit nou împreună cu acest Golf. Și Hyundai ăla din 2019, destul de nou. Aparent a fost disponibil la un eveniment pe anul trecut, în 2021 noiembrie. Mașina nu este disponibilă în Action House, nu este disponibilă să o cumperi. Așa că, da. Bun, hai să trecem la modul de poză rapid, ca să vă arăt mașina de jur împrejur. Deci, avem, din față arată cam așa. Arată destul de simpatic, îmi place cum a ieșit. Avem aici niște irisini interesante, la fel și aici în spate avem chestiuțele astea umflate. Ăsta este versiunea de la pachetul ăsta APR. Asta nu e skin oficial, este un spin care l-am găsit Ubisoft Brookhaus. Există și versiunea de la Forza care arată cam la fel de bine, numai că ăsta mi se pare că se potrivește mai bine cu tot body kit-ul care l-are. A făcut o treabă bună, masca de față destul de minimalistă și interiorul deja l-ați văzut, să zic așa. Pe partea de putere, nu mai știu câți cai are, chiar nu mai știu. Hai să facem un launch și vom afla împreună. Așa. Plecăm cu 76 de cai. Uite, ați văzut cum se încarcă? Vă mai arăt. Stai că spun așa. Uitați-vă la turbo cum se încarcă. 3, 2, 1 și... 600 de cai. Aproape. 591 am văzut. Da, 591. Am luat 600 de cai pe mașină atât de ușoară. E super distractiv. Mi se pare că motorul ăsta stoc așa tunat la maxim și nu cu motorul de braliu.
reprezintă realitatea acestei mașini, că și dacă ai tunau foarte tare, e greu să depășești 260-320 plus. Clasa este S1 870 și e drăguță. N-am. Se ține bine. A, da, chiar. Și pe frână este bine dacă aveți ABS. Ce vreau să testez? Vreau să testez rapid la car, stun car. Aero este deblocat. Și în ideea în care o faci de circuit, o faci așa. Pentru că de sprint, să fim serioși, nu are rost. Și ar trebui să trește foarte mult pe viraj. Este all-wheel drive, nu este tracțiune față sau spate. Așa. Și că mașina ușoară și foarte manevrabilă, acum că ai și aerul ăsta agresiv. Poți faci chestiile astea. Adică am virat aproape cu 200 la oră, la un viraj destul de abrupt. Și de obicei chestiile astea nu prea se întâmplă cu o mașină atât de ușoară, știi? Adică îți trebuie un aer foarte agresiv. Deci aici am virat cu 180 și s-a simțit confortabil, adică simțeam că mai poți da accelerație fără să pierd tracțiunea pe nicio roată. Asta e cea mai bună chestie care se poate întâmpla la un circuit, e să faci chestia asta, să zic așa. Poc, încercat. Chiar am încercat să nu lovesc aia. Să poți să ai confortul ăsta, să dai blană pe aceea, să știi că nu pierzi wheel spin, că nu produci wheel spin pe nicio roată. Bun, hai să vă arăt mașinuțele noi, că bănesc că astea v-ar interesa mai mult decât acest Golf. Deci avem aici, nu știu ce să vă arăt, vă arăt ăsta. Am un 20 mișto. Acum, fără nicio categorie, gen, am un 20 mișto, dar GT-ul ăla vreau să-l văd tunat, vreau să văd ce poate, pentru că pare să aibă un potențial interesant, dar hai să nu fac spoiler. Deci acum o să jucăm cu RS 2017-2021. Care aparent trebuie să încarce ceva din serverul de Forza și durează exagerat de mult, nu știu de ce. E prima oară când... Data trecută ca să ții load-ul ăsta doar 5 secunde. Ah, înțeles, super. Mai dau o dată. Și acum merge din prima. Vezi ce zic, durează 2-3 secunde, în fine. Probleme ridicole. Și nu e de la internet, mă. Dacă vă gândesc la asta. Așa. Arată demențial. Se conduce... similar cu Golful ăla. O mașină atât de mare și atât de grea. Se conduce ca acel Golf. Deci nu fac mișto. Plus tunată va fi demențial. Așa, deci avem interiorul care, na, e modern, e frumos, e cum vreți voi. Funcționează alea, dar nu ne arată numărul din mijloc. Nu înțeleg de ce. Așa. Pe spate se ridică acel lip și aceasta este fața care, na. Luați ăsta frâne sport stock și hai să facem un launch control. Undeva la 600 cai. S-a ridicat la spate. Nu se ridică când frânezi, dar nu prea ai nevoie. Și o să observați că pognezi destul de desevile de are de evacuare, într-un mod plăcut, mai ales dacă o lași la liber. Faza e că avem damage pe modul ăsta, o să încerc să nu lovesc. Oricum, la modul ăsta acolo vești, cred că știți, vă dă invalid time lap. Se simte un pic pe frâne că ar fi puturoasă, pentru că nu sunt cele mai ideale cauciucuri pentru o mașină atât de grea. Și are probleme să frâneze până în treapta a doua și după aia să vireze cum trebuie. Dar cam atât, restul e super ok. Vedeți că tot pâre evacuare aia. Uite, virajul ăsta, de exemplu, mai dificil. Ca să înțelegeți cursa asta, am făcut-o aseară de 6 ori pentru că mă lovea de toți pereții. Până am învățat traseul, până am învățat unde să frânez, unde să dau drumul, să accelerez, a durat mult. Plus că e foarte ușor să-i blochez roțile. Se simte că e o mașină greuță, îmi place că e destul de silențioasă pentru cât de mare e. Aia cred că e imaginea mea, dacă nu mă înșel. Da, uite, vezi? Foc. Collision.
Și am luat damage, nu. No. Hai să vă arăt și din interior. Volanul mi se pare că arată chip rău de tot partea asta de sus și nu știu, e ciudat, zici că conduc o barcă, zici că am un volan foarte mare în mâini, e ciudată rău senzația. Dar că funcționează restul, e destul de drăguț. Se simte că e loc de improvement pe partea de tuning destul de puternic. Cam, asta e mașinuța, hai să trecem la următoarea pentru că asta nu se dă niciodată, quit event. Să vă arăt și rapid EGT-ul. Abia aștept să o iau, să o tunez, amândouă, și pe aia și pe cealaltă. În teorie, săptămâna următoare o să pot să fac asta. Și... Playlist, rapid aici. Asta. Bun. Play. Prima chestie care am observat-o are două trepte. Ca Porsche. Ceea ce oarecum e interesant și bine. Într-un fel. Deci iată, nu prea îmi dau seama când trebuie să sar din treapta a doua în treapta 1 încă. Dar probabil după tunic o să încerc să mă prind. Da, nu ne grăbim. De fapt... modul foto. Spate. Broțurâte. Față. Simpatic. Interior vă arăt eu. Că nu poți să te arăt din foto, mă, decât dacă dai zoom și arată foarte ciudat. Așa. Interiorul este acesta. Destul de drăguț. Seamănă cu R7 un pic, dacă vedeți. Tableta aia nu mai e dreaptă. Se uită în jos, să zic așa. Se uită în sus acum. Și ăsta e interiorul. 640 de cai. Asta e treapta întâi. Treapta întâi maxează la 145. Treapta 2 cât duce. Avem o chestie acolo mică care se ridică super minimalist. Singura chestie care cred că v-ați prins și voi deja. Adică cred că se vede în imagine. Simțiți că este o mașină grea. Vedeți cum se apleacă pe viraj cu totul. Cum frânele se chine să te oprească și parcă frânezi degeaba și cauciucurile nu fac față. Zici că am cauciucuri retro pe o mașină de 2 tone 800 sau 3 tone 500 ceva. Așa sunt, zici că... Uite cât de greu. Partea bună e că trag și controlul, cu toate că e oprit, fiind electrică și all-wheel drive, este foarte bun și se ține foarte bine. Dar cauciucurile fiind atât de vai de capul lor, tot ajut să faci așa ceva. Să-ți iei damage, știi? Pe interiorul e foarte plictisitor. Avem decât accelerația acolo în stânga. Care, acum mi-am dat seama. Mă uit la ăla de sus dinamic și încerc să-mi dau seama. Deci în strâna a doua și acces. Deci asta e frână și mi-arată câtă regenerare fac și când accelerez e... Cât de rapid fac discharge, nu înțeleg, stai. Deci acum 50%, dacă dau blană, se descarcă. Am înțeles și când frânez se încarcă. De ciudat rău că practic, da, n-ai turometrul de accelerare. Te induce în eroare chestia aia unde scrie acolo, unde ar trebui să fie accelerometru, zic eu. Faptul că merge în față și în spate chestia este foarte ciudat. Măcar la din iota merge cum trebuie. Baterii pe acolo care nu o să scadă niciodată autonomia la el. Și cam asta e mașinuța. Asta este noul update băgat de cei de la Forza împreună cu bug-urile de rigoare. O să fac mașina asta să o turnez, să văd, să o fac mai ușoară. Să-i pun niște slick-uri cum trebuie. Nu cred că o să reușesc să fac suficient de ușoară pe cât cred eu. Sper să avem un tuning drăguț, dar nu cred. Am așa o bănuială că o să fie un tuning de la gen bară față, bară spate maxim și gata. E pe bară spate nu știu ce ai putea să pui asta să nu arate urât. E destul de dificil. Dar... să spuneți ce părere aveți de body kit. Și dacă vreți să mai vedeți un video, o să fac un video special doar pentru comunitate, doar membrii îl pot vedea. O să-l listez sâmbătă și până data următoare, la revedere. Pa, pa!